Decorațiunile de Crăciun sunt la mare căutare în această perioadă, așa că în florării se muncește la foc continuu. La noi aici e un fel de atelierul Moș Crăciun și îi așteptăm cu multe feluri de aranjamente, coronițe. Laura Drăghici, artist florar din Ploiești, a pregătit pentru acest an coronițe și aranjamente inedite, realizate în mod special din materiale naturale. Merele sunt cele trase în ceară, conuri și am mai decorat cu niște mici elemente roșii ca să fie clasic. Vreau să vă arăt acest brăduț care este făcut complet de mână. Îi creăm din triunghiuri de OSB pe care îi susținem cu o mică buturugă. Acești brăduți sunt făcuți tot de noi, handmade. După cum observați, rămânând la naturalețe, avem bucăți de măr uscate prin el și alte elemente de lemn. Arăt un aranjament care este făcut cu flori naturale și cu o lumânare din ceară naturală. Am folosit diverse feluri de brad, conifere. Am folosit ilex portocaliu, pe care luăm din Olanda, dar se găsește și poate fi folosit. Și orhidee Vanda, care sunt ceva deosebit. În realizarea aranjamentelor se ține cont și de cromatica aflată în tendințe. Revista internațională Thirds, la care eu sunt blogger și designer, a stabilit culorile anului viitor ca fiind alb și albastru, iar Institutul Internațional Pantone a stabilit pentru anul viitor culoarea peach fuzz, adică un fel de portocaliu piersic, așa, un pic strălucitor. În afară de asta, se poartă ce-ți place. Unele aranjamente sunt finalizate în funcție de preferințele clienților. Acest brad, care este mai înalt, este făcut tot de noi din brad natural, o combinație de pin, brad românesc și brad olandez argintiu, pe care tot așa îl vom decora în funcție de cromatica aleasă de clienții noștri. Vreau să vă mai arăt această coroniță, care este făcută tot de noi, pe o structură de paie, pe dos are o structură de coroniță de paie, sunt lipite conurile, dacă observați, sunt unele puse cu sus în sus, unele cu sus în jos, este o tehnică de a sta mai bine și a nu se dezlipi, decorată cu mici elemente aurii. Cei care vor să fie și mai originali în decorarea casei pot alege floarea preferată Crăciunului în Occident și anume amarilis. Încercăm să învățăm pe românii cu această floare delicată care ține foarte mult, înflorește foarte frumos, se găsește de cumpărat și la bulb, adică o putem crește în ghiveci acasă și se duce cam la un metru înălțime. Prețurile aranjamentelor naturale de Crăciun pornesc de la 130 de lei și pot ajunge până la 500 de lei în funcție de munca depusă pentru realizarea lor.